Salutare, om bun! Bine ai revenit la programul nostru de 21 de zile pentru abundență. Ziua cu numărul 10. Astăzi ne vom concentra pe înțelegerea și aplicarea legii karmei în viața noastră. Legea karmei înseamnă acțiune și consecință. Toate evenimentele din viață sunt guvernate de legea karmei. Această lege de cauză și efect este cât se poate de simplă. Karma înseamnă acțiune. Și dacă nu-ți place ce primești, ai oricând posibilitatea să faci alegeri diferite și să oferi ceva mai bun în univers. În orice situație, sunt acțiuni infinite care te implică pe tine și pe cei din jur. Când faci acea alegere singulară, ar fi indicat să te hrănească pe tine și pe cei din jur. Asta este legea karmei. Abundența adevărată este abilitatea prin care poți să-ți îndeplinești dorințele cu efort minim. Primul pas este să avem grijă de ce este valoros pentru noi. Folosești cu responsabilitate resursele? Iei decizii sănătoase pentru corp? Ești atent cu cei din viața ta? Ești conștient de celelalte suflete? În fiecare moment există nenumărate acțiuni pe care le putem alege. Decizia cea mai înțeleaptă este aceea care aduce beneficii atât nouă cât și celor din jur. Alegerea conștientă înseamnă a fi atent la resurse, la sănătatea ta, la relații și la toate sufletele cu care intri în contact. Fiecare acțiune pe care o facem generează o forță energetică care se întoarce la noi. Atunci când facem alegeri conștiente, vom primi și noi rezultate care ne sunt pe plac. Recomandarea mea este să întrebăm inima în alegerile noastre. Poți să-ți pui atenția în centrul pieptului și să te întrebi: această alegere o să aducă împlinire și fericire în viața mea, dar în viața celor implicați? Fă un obicei din asta. De fiecare dată când ai o decizie importantă pentru tine și cei din jur, pune-ți atenția în inimă și întreabă-te. Ascultă-ți inima și vei avea mereu parte de alegeri bune. Pe măsură ce ne pregătim să ne reconectăm la câmpul unificat, sursa abundenței, concentrează-te pe ideea zilei. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. Te invit să te așezi confortabil, să relaxezi mâinile peste coapse sau genunchi, orientate în sus. Palmele sunt deschise complet. Și când te simți pregătit, închide ochii. Întoarceți atenția pe interior, în acel loc de liniște și conexiune cu Divinul. Lasă gândurile să treacă și observă respirația ta. Cu fiecare expir, permite-ți să te relaxezi mai mult.
cu fiecare clipă, ai ocazia să devii mai calm, mai relaxat, mai împăcat. Când observi că apar gânduri sau mintea ta se duce în altă parte, te invit să o aduci cu blândețe la momentul prezent și la mantră. Introdu mantra mental. Om Kriyam Nama. Afirmând că acțiunile tale sunt aliniate cu legile universale. Începem să repetăm timp de 5 minute mantra. Om Kriyam Nama.
este timpul să te detașezi de mantră. Readu atenția în corp. Respiră adânc. Și când ești pregătit, deschide ochii. Continuă-ți ziua purtând în inimă aceste noi cunoștințe despre abundență. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. De azi înainte, iau decizii bune pentru că le iau conștient și din inimă. Tema este disponibilă pe grupul de WhatsApp. Te aștept și mâine pentru a continua călătoria noastră. Namaste. Te iubesc.